Deja pe mine mă irită comportamentul Irinei. Mi se pare cea mai perversă fată din casa Mireasa, pe care eu am văzut-o și mi-asum acest lucru. Tind să-i dau dreptate lui Bogdan. A spus un lucru foarte corect din punctul meu de vedere. Irina nu place pe nimeni, nici pe el, nici pe Alex. Îi place foarte mult jocul ăsta în trio. Îi place să se joace, să fie în centrul atenției, să fie tot timpul curtată, dar mi se pare că doar îi place să se joace și atât. Cu siguranță nu-și dorește o relație serioasă nici cu unul dintre cei doi. De fapt, cred că nici nu a venit cu acest scop aici, nici nu-și dorește să iasă cu cineva afară din casă, dorește doar să stea cât mai mult timp cu expunere la TV. Deja mie, ca simplu telespectator, mi se pare frustrant comportamentul și atitudinea ei și mă mir că cei doi, atât Alex cât și Bogdan, au atâta răbdare, calmitate și stăpânire de sine în a comunica în continuare cu Irina. Nu știu cum poate să treacă așa de la unul la altul, nu știu cum poate să se joace și să se comporte astfel. Mi se pare de-a dreptul penibilă, cred că toată lumea și-a dat seama că nu este serioasă.